Mai sunt doar câteva zile până la începerea noului an școlar, iar pregătirile sunt întoi. Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleja este deja organizat ca la carte și își așteaptă elevii înapoi în sălile de clasă. S-a intrat pe ultima sută de metri pentru pregătirile pentru prima zi de școală. Reprezentanții Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja au luat toate măsurile pentru ca activitatea educativă să se desfășoare în condiții de siguranță. Începutul anului școlar 2021-2022 a presupus și pentru noi, cei de la Colegiul Național Pedagogic, o serie de acțiuni. Pe de o parte este vorba de acțiuni în ceea ce privește conservarea și dezvoltarea bazei materiale. Pe de altă parte este vorba de o serie de acțiuni pe care le-am luat, deoarece efectivele de elevi în clasele de debut s-au micșorat. La clasele primare vorbim de 25 de elevi maxim în clasă, la gimnaziu 29, iar la liceu maxim 30-33 de elevi în clasă. În ceea ce privește baza materială, s-au realizat o serie de acțiuni de igienizare prin vopsire, zugrăvire, dar și lucrările de dezinfecție, deratizare, dezinsecție. Toate sălile de clasă au fost curățate și dezinfectate pentru noul an școlar. Au fost achiziționați dezinfectanți cu toate materialele necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță. De asemenea, micuții din clasele pregătitoare vor avea parte de surprize din partea reprezentanților Colegiului Național Pedagogic, Ștefano Dobleja, dar și de mobilier nou-nouț.